Sunteți născut în București. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Bucureștiul? Sunt născut în București, adică sunt un copil de asfalt, cum se spune. Înseamnă, în primul rând, că m-am născut în București și că încerc să locuiesc în continuare în acest oraș, în această metropolă, aș îndrăzni să-i spun eu, pe alocuri. Până la urmă pot să zic că sunt mândru că sunt bucureștean. Cum era orașul în vremea copilăriei dumneavoastră? Și cum vi se pare el că arată astăzi? În vremea copilăriei mi se părea, fără să folosesc, cred eu, un cuvânt mare, mi se părea absolut mirific. Sigur că îl priveam și din altă perspectivă, de la câteva zeci de centimetri distanță față de asfalt. Aici unde ne aflăm, în Cismigiu, obișnuiam să mă plimb destul de des pentru că practic m-am născut, hai să zic, două sau trei stații mai încolo, patru stații, undeva lângă Mântuleasa, lângă strada Mântuleasa, celebră și datorită marelui nostru scriitor Mircea Eliade, nu? Strada se numea Ceferobescu și locuința unde m-am născut eu era situată exact lângă Biserica Sfântul Mina. Acum e dărâmată, erau două case, trei case destul de mari, nu dintre cele mai arătoase ale vechiului București, dar vorba aceea, era un plin centru, aproape de Sfântul Gheorghe, aproape de Piața Unirii și multe alte puncte importante ale orașului. Cismigiu era, ca și acum, o oază de liniște, de frumusețe, de pace, poate de mai multă liniște decât acum, dar impresia mea despre București acelor ani este a unui oraș liniștit, frumos, cald și uneori aproape patriarhal. Cel puțin așa îl percep acum din perspectiva timpului îndelugat care s-a scurs de când m-am născut. Ce vă place cel mai mult la București? Cel mai mult îmi plac clădirile vechi. Clădirile vechi, care din păcate nu sunt chiar toate puse în valoare, și aici mi-aș îngădui să fac o glumă care nu mi-aparține, ci pe care o citesc dintr-un prieten cu care am fost într-un grup și am vizitat Grecia de mai multe ori și spunea, bă, uite-te la ăștia, au trei pietre, două cărămizi și trei coloane și pe trei coloane pun 500 de reflectoare. Pe două pietre și pe două cărămizi pun 400 de lumini de dimineață până noaptea, de noaptea până dimineața. E vorba deci de știința de a pune într-un fel în valoare arhitectura respectivă, amintirile respective, până la urmă istoria respectivă. Noi avem niște clădiri foarte frumoase în București, vine și greu să le enumăr și probabil că aș plictisi dacă aș face lucrul ăsta, dar cele care sunt puse cu adevărat în valoare fac din București o capitală care cu adevărat merită vizitată și admirată în cele mai mici amănunte. Ce mă deranjează însă pe lângă aceste clădiri minunate și pe lângă această atmosferă frumoasă din București, mă deranjează foarte mult și o spun cu mare durere, atitudinea oamenilor. În primul rând, lipsa de civilizație, care se traduce prin un total dezinteres manifestat față de curățenia orașului. Noaptea când ies cu cățelușul la plimbare pe Calea Moșilor, mă îngrozesc de cât muncesc și muncesc din greu măturătorii, cei care se ocupă cu curățenia orașului. Muncesc din greu. Oare e atât de complicat să arunci la coș o sticlă de plastic? E atât de complicat ca să stingi țigara pe margine și să o pui stinsă, desigur, în coșul de gunoi? Pare oare atât de frumos încât să arunci din goana mașinilor ultra tunate
coși de banană sau ambalaje de la napolitane sau de la covrigei. Lucrul ăsta mă deranjează foarte mult. Am întâlnit oameni pe stradă care sunt uluiți de faptul că eu am în permanență pungi asupra mea și strâng murdăria lăsată de cățel. Unii râd, unii sunt uluiți. Am avut chiar în urmă cu câteva seri o surpriză foarte plăcută. Am venit un tânăr la mine și a zis: Doamne, nu credeam că mai există oameni ca dumneavoastră care să... Bă, dacă aș putea, aș strânge după... Poate îmi fac o firmă de asta, de curățat după căței. Această neglijență, care este caracteristică nu numai bucureșteanului, ci românului, mai ales în ultimii ani, mă deranjează foarte mult și mă face ca, dincolo de dragostea pentru oraș, să am și un sentiment de ușoară tristețe și de îndepărtare de a mai mă plimba pe străzile lui, de altfel foarte frumoase. Sunt zone în București, așa cum spuneam, pe care le iubesc foarte mult. Parcurile sunt foarte frumoase, cele mai multe sunt destul de bine îngrijite, dar dincolo de asta trebuie fiecare dintre noi, și nu fac, Doamne ferește, nici propagandă, nici nu încerc să fac educație, că poate e târziu pentru cei mai mulți, dar trebuie să avem mai multă grijă, pentru că este al nostru și trebuie să-l considerăm al nostru și să-l iubim, exact ca și cum este al nostru. V-ați gândit vreodată să vă mutați din București? Da, m-am gândit, mai ales în urmă cu vreo câțiva ani, pentru că eu, de felul meu, sunt, deși, fac o paranteză, deși pe calculator, pe computer, pe telefon, îmi plac foarte mult jocurile, hai să le zic, violente, deci jocurile cu împușcături, cu omorât monștri și altele, la cele de strategie și de inteligență nu mă bag, că nu mă duce mintea, numai cu astea mă descurc mai mult. Pe atât, pe cât iubesc aceste jocuri, pe atât nu suport în viața de zi cu zi violența. Și mă deranjează violența din București. Și să nu credeți că mă deranjează faptul că nu mi se acordă prioritate la trecerea de pietoni și că trebuie să mă uit de 40 de ori în dreapta și de 40 de ori în stânga până să îndrăznesc să fac un prim pas timid către trotuarul de vis-a-vis. Nu asta, e vorba de cum vorbesc oamenii. Eu stau în apropierea multor licee și șirurile de liceeni se varsă pe sub geamul meu, eu locuind din păcate la parter, și nu vreți să știți ce mi-aud urechile sau ce-mi văd ochii. Este o violență în limbaj, o violență în exprimare, o violență în comportament. Au bucuria de a da cu piciorul în coșurile de gunoi, au bucuria de, nu neapărat liceenii, au bucuria de a fura coșurile de gunoi, au bucuria de a fura coșurile de gunoi mari, pubelele de la blocuri. Toate astea îmi lasă un gust amar și acest gust amar s-a accentuat, vă spuneam, la început, în urmă cu câțiva ani, când am zis lichidăm totul, lichidăm garsonierele, cele două garsoniere pe care le avem și mergem undeva la țară. Pe de altă parte însă m-am gândit, fiind un om activ și pe măsură ce înaintez în vârstă, cu mândrie îndrăznesc eu să spun, vreau să fiu și mai activ, cred că m-aș plictisi undeva în provincie. Vă spun exact și unde aș fi vrut. La Breaza aș fi vrut, însă oamenii de acolo n-ar coborâ sub 75.000 de euro vânzarea unei case, nici dacă ei arde cu fierul roșu. Așa că deocamdată rămân aici, pe plaiurile bucureștene. Profesia va purta prin multe orașe ale lumii. Care este orașul care v-a rămas la inimă și de ce? Întotdeauna răspund același lucru. Două orașe mi-au rămas la inimă. Dar să mă înțelegeți exact, ele sunt situate clar pe locul 1 și 2, sau mai bine zis, sunt ex aequo, pe locul 1, 2, 2, 1. Este vorba de New York și de Veneția. De ce? New York-ul mi-a plăcut pentru că, aici citesc din regretata noastră interpretă de muzică lăutărească, doamna Romica Puceanu,
care mă aflam cândva la o masă și venise dintr-o călătorie din America, a stat mai mult la New York și am întrebat-o: doamna Lumica, dar dumneavoastră ați putea să-mi descrieți New York-ul? De ce v-a plăcut dumneavoastră New York-ul? Și mi-a spus: dragă, New York-ul e New York. Mi-a plăcut foarte mult răspunsul și același răspuns vi-l dau citând din doamna Romica Puceanu. New York-ul e New York. Este un oraș foarte frumos. Este un oraș așezat foarte frumos. Absolut toată lumea zâmbește pe stradă. Nu m-a atacat nimeni. Am umblat și noaptea și pe la ora 12 noaptea, 12 și un sfert, mi-aduc aminte, în metrou. Este o lume cu totul aparte și New York este un oraș cu totul aparte. Faptul că mergi pe stradă și stai cu capul dat pe spate admirând zgârie norii și clădirile care de care mai frumoase, începând de la Empire State Building sau cum eu am reușit totuși să și urc în celebrele turnuri gemene la ultimul etaj, am și câteva imagini de acolo. Și New York are o căldură aparte. New York mi-a mai plăcut și pentru faptul că am reușit să ajung la câteva concerte ale unor trupe din East Village, zona denumită East Village, unde am asistat la niște concerte cu totul și cu totul speciale în puburile de acolo, în barurile de acolo. Iar apoi Veneția. Veneția îmi place pentru că este un oraș, asta mi-aparține mie expresia, Veneția este un oraș care nu există, adică este atât de frumos, atât de ciudat, atât de plăcut, atât de cald, atât de primitor, atât de interesant, încât practic nici nu poți să-l descrii. Pot să mă laud că alături de soția mea și de mulți alți prieteni am bătut Veneția, nici nu știu cum să-i spun, bucățică cu bucățică sau cănăluș cu cănăluș. Îmi plac foarte mult diminutivele. Am mers și pe acele străzi pe care de-abia încap, în care între geamuri nu încap decât eventual o pereche de chiloți și una de șosete, știi, că atât de înguste sunt. Și pe urmă, firește, de-a lungul nenumăratelor călătorii pe care bunul Dumnezeu m-a ajutat să le fac pe întreg mapamondul, pot să vă spun că au început să urce puternic în topul personal orașe precum Chicago, orașe precum Miami, de unde m-am întors de curând, San Francisco. Din Europa nu vă mai spun, sunt, poate vă pare ciudat, sunt îndrăgostit de Berlin, oraș pe care soția mea l-a poreclit orașul de fier. Și într-adevăr e oraș de fier și cred că s-a gândit când a spus de oraș de fier și la disciplina care domnește acolo. Pentru că dacă avem timp de o scurtă paranteză, vreau să vă spun că eu m-am simțit foarte bine în Germania, în Elveția, în Anglia, în Austria, aceste țări unde domnesc ordinea și disciplina. Cum îmi place mie să spun, citându-i, Ordnung und Disziplin. Am fost la câteva mall-uri din San Francisco și nu numai, vorbesc că astea sunt recente vizitele. Dom'le, erau mașini una lângă alta pe toate etajele. Erau locurile pentru handicapat, mă, nu s-atingea nimeni de ele. Nu că merge să te duci, că nici n-ai cu cine să vorbești acolo. Că totul e automat. Paci, pac, scot, plătești, am luat bonul, am luat biletul, am plecat. Acolo nu merge să spui, ai pus mașina acolo, fâc, $300, ce să mai stai? Eu nu înțeleg de ce nu se face aici. Că o să-mi zică, bă, ăsta e comuniște, nu se poate, fără ordine și disciplină, nu se... Gândiți-vă cum ar merge țara asta, cum ar arăta orașul, dacă orașul București, dacă ar fi într-adevăr ordine și disciplină. Dar fiecare, am spus, asta ține de fiecare dintre noi. Dacă eu, uitați, mă deranjează că acolo este o poleală aruncată de la o ciocolată. Mă deranjează. Probabil după ce terminam filmarea o să o iau și am să o duc la coș. Dar câți fac? Câți fac treaba asta? Deci am zis, New York, Veneția și toate celelalte. Ce v-am să se schimbe la București în următorii ani? Aici o să-mi urc în cap, dar puțin îmi pasă, ăștia cu mașini. Dumnezeu, s-au mulțit mașinile, orașul n-a fost prevăzut pentru așa ceva. Nu uităm că era un oraș
pentru căruțe, nu? Când a fost întemeiat, da? Încăpeau două căruțe, una încolo, una încoace, da? Dar această explozie de cumpărat automobile și bineînțeles că asta iar ține... Da, iar o să ziceți că dau lecții și că fac comentarii ciudate. Vedeți, dumneavoastră, românul are în el chestia asta care a apărut în ultimii ani. Eu nu cred că acest popor a avut-o până acum. Dacă își construiește unul, firește, nu pe corectele, că eu nu cred în chestia asta. Dacă își construiește unul o vilă cu 26 de camere, ăla care își construiește alături de ei trebuie să-și facă cu 28 sau cu 30 de camere. Chit că nu intră decât în două. Bun. Mă uitam, de exemplu, în America. Dom'le, sunt case mai mult sau mai puțin standard, dacă vreți. Cu o intrare, cu garaj, intri în garaj, din garaj intri direct în casă, frumos, urci la etaj, cele două sau trei dormitoare pe care le ai. N-am simțit la nimeni dorința asta de a ieși în față prin fițăraie, prin faptul că ei au mașini absolut normale, ca dovadă că sunt uluiți de faptul că în România, în București, în România în general, ultimul tip de mașină de nu știu care, care are 400 de metri lungime și un motor de un miliard de cai putere, 5-6 exemplare, că altfel nu pot să le spun, sunt comandate în România sau în București. E o chestie pe care trebuie să o învățăm, e o chestie care ține și de fiecare, așa cum am mai spus pe parcursul discuției noastre, dar de fiecare cu sine, de asta vă spun. Noi nu mai ținem seama de omul de lângă noi și eu asta aș vrea, ca în București să se țină seama de omul de lângă noi. Adică, mă, te duci, ieși cu mașina ta, cu hărăbaia ta. Mă abțin ca să nu se taie la montaj ce voiam să spun, dar lasă-mă și pe mine să merg cu bicicleta, lasă-mă și pe mine să știu că traversez în siguranță, vedeți, ca pieton recurg în permanență la această expresie de a mă lăsa să traversez în siguranță. Deci ce-mi doresc de la București? Mai multă educație, mai multă civilizație. Era să spun și mai multă cultură, dar nu. Cultură se face în București și se face foarte bine și la toate, chiar la toate nivelurile. Mă bucur aceste spectacole care se fac în aer liber, cum face Opera Națională, cum se petrec evenimente extraordinar de interesante la Festivalul Enescu. Și atâtea, și atâtea. Teatrul care merge către spectatori. Vezi Teatru Masca, care joacă în toate parcurile și care este un exemplu de teatru al cetății, știi, de a atrage noi, pentru că publicul în general, publicul românesc este un public avizat și educat. Da, probabil că publicul ăla avizat și educat nu umblă cu mașini de alea și nu face mârlănii. Știi? De ce ar iubi străinii Bucureștiul? Pentru că este un oraș aparte și au ce vedea. Vedeți, pe mine mă bucură foarte mult, există acele trasee care se fac, nu știu cum se numesc în București, sightseeing, city sightseeing se numesc în străinătate. Am înțeles că e 25 de lei biletul și se face, nu? Un tur al monumentelor, al locurilor importante și spectaculoase din București. Este un punct de atracție. Cel mai mare punct de atracție, după părerea mea, reprezintă, și nu o spun pentru că am imens de mulți prieteni acolo, este Muzeul Satului. Muzeul Satului Dimitrie Gusti, care este într-adevăr unicat. Practic, din punctul meu de vedere, nu trece luna să nu fac măcar o vizită la Muzeul Satului. Eu am avut niște prieteni din Franța, din Anglia, din America, pe care, că știi, te trezești, apropo de întrebarea noastră, te trezești cu mă, ce arăt eu lui ăsta în București? Și de fiecare dată, primul gând a fost Muzeul Satului, care, repet, este tot așa o oază de frumusețe, de istorie, de tradiție, de respect al tradiției și de spectaculozitate chiar fără seamă. Iarăși îmi voi urca mulți privitori și cititori în cap. Mie îmi place foarte mult Casa Poporului, pentru că
Eu am avut și ocazia să o vizitez, am avut și câteva, cum să le zic, acțiuni, prezentări, concerte, ce vreți, în interior. Și mi-a plăcut foarte mult și spațiul de acolo. Mi-amintesc, de exemplu, când am fost la concert la AC/DC și e un spațiu care se deschide și e multă muncă. Am foarte mulți prieteni care au muncit acolo și n-au muncit degeaba, pentru că e o clădire impresionantă și este de asemenea un punct de atracție. Ateneu și atâtea și atâtea altele. Ce voiam să vă spun, și îmi pare bine că mi se oferă acum prilejul, pentru că până acum n-am apucat să spun ceea ce doresc să spun acum. Nu știu, există la ora actuală, vă adresez de fapt eu o întrebare, există o emblemă a Bucureștiului? Există ceva. Ce? Aceea heraldică. Da, bun. Orice oraș celebru din lume are ceva. San Francisco, da? Golden Gate. Bic? Sau Alcatrazul. Da? Da. Paris, vestul Eiffel, știi că e Paris. India, Taj Mahal, nu? Ce să vă mai spun? Londra, Big Ben-ul. Da? Da. Ce are București? Am văzut în unele reportaje că dădeau Atene Palas. Atene Palas. Ateneul Român. Ateneul Român. Gura păcătosului. Ateneul Român. Este o clădire senzațională. De fiecare dată, și se întâmplă destul de des, că mie îmi place și interiorul și exteriorul. Știți că pe vremea lui Îl Bătrân, Îl Bătrân e cu majuscule scris, și Îl și B. Pe vremea lui Îl Bătrân, acele portrete de deasupra intrării fuseseră astupate. Și când au făcut niște, așa circulă legenda, când au făcut niște lucrări acolo, ci ca un muncitor ar fi căzut de pe schelă, că tot de acolo și a văzut un ochi care îl privește, era lui Matei Basaran, nu știu cine. Și mi s-a părut senzațional și e bine că au fost scoase la iveală. M-am mai zis, Parcul Herăstrău îmi place, Arcul de Triumf, iarăși este o minunăție. Sunt și văd că, mă rog, multora le place și centrul vechi. Eu nu mă omor după el. Am fost, cum vă spuneam înainte de a începe discuția, am fost de vreo 3 ori și mi-a ajuns. Faptul că țipă lumea și că vin jumătate de pițipoancele Bucureștiului pe tocuri ca să bea o bere la un preț de 3 ori mai mare, nu mi se pare o mare găselniță. Bucureștiul de altă dată sau Bucureștiul de azi? Ce ați alege? Mica, să fiu sincer, eu mi-aș alege și altă perioadă în care să fi trăit. Deci, clar, răspunsul este Bucureștiul de altă dată și perioada dintre cele două războaie mondiale, care mie mi se pare ultra benefică din toate punctele de vedere, și al arhitecturii, și al construcțiilor, și al culturii, și al gradului de civilizație. Din păcate, cei 50 de ani de societate nedorită de acest popor și-au pus amprenta, din păcate, asupra noastră. Și eu mi-am visat întotdeauna perioada aia și am avut noroc așa în teatru că am mai jucat piese din perioada respectivă și mă uitam așa, parcă îmi stătea mai bine în redingotă, cu o lavalieră la gât, cu o vestă elegantă, cu un joben. Nu știu, mă priveam în oglindă așa și zic, poate cine știe, cum eu cred în reîncarnări și în mai multe vieți, poate să mă reîncarnez în perioada respectivă. Asta mi-aș dori foarte mult. Iar Bucureștiul actual este de suportat, așa cum vă spuneam, cu aceste amendamente, cu îmbunătățirea circulației și mai ales a civilizației. Care este cea mai dragă amintire legată de București? Am multe, dar pentru că suntem aici, mi-amintesc cu mare plăcere de plimbările pe care le făceam cu părinții mei în Cismigiu. În Cismigiu nu am mai fost de mult. Bănuiesc că mai e un pod ca așa cu niște crengi ca de piată. Acolo îmi plăcea foarte mult, nu știu de ce, da? Da, și spre Buturuga, nu? Da. E și Buturuga, mai există. Asta îmi plăcea foarte mult pentru că v-am zis, stând aproape de Mântuleasa, deci pe ce feroare, coboram frumos pe
bulevard. La vremea aia, mă rog, un pic mai încoace, spre anii 70, îi spunea bulevardul filmului. Acum, nu știu, mai e un singur cinematograf, cred, cinematograful Victoria. Îmi plăcea foarte mult că mea, da, cred că era vată de zahăr, da, era și pe vremea aia. După care urcam spre casă pe bulevard și mergeam la un magazin care se numea, dacă nu mă înșel, Compescaria sau Delta Dunării, i-a spus, unde găseai în permanență icre proaspete, pește și mai ales, și vă spun, lăsându-mi gura apă, deși sunt de ani de zile la regim, găseam o șuncă de Praga, cum n-am mai mâncat de atunci, vă rog să mă credeți. Ceea ce vă spun eu sunt anii 50, 60, 70, ceea ce vă povestesc. După care ne îndreptam frumos spre casă, iar pe locul unde acum este Teatrul Național, eu am prins, nu uitați, sunt născut în 1952, deci le-am prins în plin astea, având de mic o memorie bună, sper să mă țină și să mă mai întrebați și peste 10 ani ce părere am. Pe locul actualului Teatrul Național exista circ, era circul. Era, am tot pronunțat cuvântul, era o atmosferă patriarhală, era... Lumea era liniștită. Eu cred că nici n-aveam halul ăsta, grija zilei de mâine. Cred că de aici pornea. În orice caz mă bucur că am reușit să petrecem împreună câteva clipe plăcute aici și asta mă Vasili să mai revin. Dacă ar fi să transmiteți ceva Bucureștiului de ziua lui, care ar fi urarea dumneavoastră? Am scris la mulți ani București și ca să citesc tot din mine, să mă iubești așa cum te iubesc și eu. Vă mulțumim foarte mult și la mulți ani București! La mulți ani București!